Apropo, știți de ce România este chemată în instanță la Haga de către Federația Rusă? Nu. Pentru că România refuză să ia tezaurul. Suntem chemați în instanță. Serios? Avem documente, probe, nu, toate sunt. Cum adică refuzăm să luăm tezaurul? Eh? Vă vine a crede în ce stare de paradox suntem? Pentru că suntem în slujba altor interese. Adică rușii vor să ne dea tezaurul și noi. Dar ne roagă, rușii au avut litigii cu 75 de state. Au rezolvat toate litigiile plătind peste 180 de miliarde de dolari cu toate cele 74 de state. Singurul stat cu care mai este în litigiu patrimonial este România, care refuză într-un fel sau altul, prin diferite tertipuri, să preia tezaurul. Vă scapă această idee? Da, nu știu. Poate ne răspunde, poate ne răspund cei care cunosc de acest lucru. Oameni precum Mihai Răzvan Ungureanu, care știe despre treaba asta, Monica Macovei, care și-a declinat responsabilitatea Ministerului Justiției de atunci la sesizarea Curții de la Haga. Poate ne explică domnul Muguri Sărescu, poate ne explică cei de la Banca Columna, care a dispărut ca urmare a faptului că trebuia să facă transferul prin Banca Columna. Poate ne explică însuși domnul președinte Băsescu, care are mai multe informații. E un cerc vicios aici. Avem oameni care au venit cu dovezile și avem tot dosarul instrumental. Vă întrebați, domnule președinte al viitorului Partid al Poporului, ce rațiune poate să producă o asemenea stare de antiromânism? Apropo de partid, ați făcut niște afirmații. Eu sunt în emisiunea dumneavoastră ca om liber. Sunt generalul profesor dr. Mircea Chelaru. În rezervă. Nu am nevoie de nicio funcție. Nici de ministru apărării, nici de ministru al ofensivei, nici de alte asemenea demnități, care ar trebui să fie demnități. Poziția mea este aceluia care lucrează voluntar pentru națiunea română. Vă jur și vă dau cuvântul meu de onoare. Sunt la dumneavoastră după mai bine de 2 ani de tăcere, pentru că dacă toți stăm deoparte, atunci cine, mama dracului, mai schimbă ceva?